să vedem ce reacție va avea. Bă, vine sfârșitul lumii, bă! Bă, sfârșitul lumii, bă! Bă, sfârșitul lumii! Până data viitoare, pace și iubire! Neața! Astăzi m-am trezit foarte bine dispus, cu un minunat machiaj pe față. Am niște prieteni foarte buni, ce pot să zic. Acum este ora 10 și toți ceilalți dorm ca de obicei și eu mă trezesc primul. Și vreau să vă zic că ieri nu am filmat nimic pentru că a fost o zi foarte urâtă. Dar astăzi este chiar fain afară și văd că este soare. Hai că e 12:30 ceasul. Mergem la plajă. E cald. E cald, tare afară. Ieri a fost urât afară, iar azi e foarte cald. Hai, trezire. Este un jandarm. Ai chef de cântat acum? Da. Am că e cald afară. Știi ce fain e afară? E cald tare. Mergem la plajă. De ce ai zis? Da, hai. Acum, măcar pe la două să mergem. Vii cu noi. Mergem la plajă? Mergem la plajă. Neața. Hai că stau de 6. De fapt, bună ziua, că e ora 1 de acum. Ei doi s-au furat locul din pat. Și unde ai dormit? Pe străzi? Da, pe scaun, da. Ai dormit pe scaun? Da, nu. N-ați văzut ce am făcut la perna mea când m-am machiat? Da, da. Uite, am urderit perna. Da, știu. Tu o speli. Nu, dar trebuie să o spăl oricum. Stai, că nici ea nu scapă. Să trezirea. Trezirea. Ce mi-ai făcut aseară? Zi repede. Nimica. Cum nimica? Că tu ești capul răutăților. Zi, dar ea mi-a făcut, nu? Nu, mă, eram și pe picioare. Deci eram și pe picioare. Serios? Da, și după aia m-am dus la baie să mă uit pe spate ca să văd dacă am și pe spate ceva. Neața. Neața. A doua oară. A doua oară. La cât ai culcat? Eu nu mai știu de viața. La 6. Vai, măm. Ora 1 și de-abia acum s-au trezit ei. Toate la maxim. Tu zici că era maică să-l faci. Cu toții ne uitam la vlogul de ieri. I will find you and I will kill you. Hai, la pepene. Sau cum îi ziceți voi, lubeniță? Da. Da. Zici, lubeniță. Zice ca Oltenie, frate. Băi, în sfârșit, asta e formula completă în care suntem. E prima oară când vă cuprind pe toți în filmare. Acum mergem să vizităm Epava, suntem pe plajă. Aia de acolo e Epava. Și vremea nu prea ține cu noi. Și am ajuns la Epava. E exact ca niște copii din aia mic faceți. Te bagi în apă? Dar e faină apa aici. E foarte, foarte frig afară și bate foarte tare vântul. Sebi a zis că merge până la Epava și cine nu moare o să câștige, nu-i așa? Da! Perfect! Băieți, fac vocalize acum! Vrei apă? Nu! Vrei apă? Nu! Hai mă, zi da, vrei apă? Da, mă! Uite! Ia! Și că vrei apă și o răstoarnă pe jos. Acum plecăm de la Epavă și unde mergem acum? Să mâncăm ceva. Mergem să mâncăm ceva. Black-i Pokemon-ul. Păi, dar ce negru e, vezi? Tu ce negru e? Ce negru e? Așa ajungi și tu dacă te brânzezi prea tare. M-am pierdut și eu, dar s-a mai pierdut cineva pe aici azi, nu? Cred că ți se pare. Da, nu, nu s-a pierdut. S-a pierdut. Bine și tu. Așa speri și acasă? Da. Da? Măi, stai măi! Pe majoritatea de aici i-a luat răceala. Ne-a scumit un băie toți. Gata. Încercăm să-i facem o farsă lui Andrei. Ne-am ascult toți aici. Andrei va fi păcălit. Hai mă, repede că e în spate! Mica! Și în pantalon ești negru. Am încercat să facem o farsă, dar nu prea ne-a reușit. Dar ne-ai auzit acolo? Deci am pus urechea și mă... Auzeai...
În cameră? Unele farse reușesc aici, dar altele nu. Ai văzut comentariul ăla în care cineva ți-a lăsat nenea părosul? Da, da, eu sunt foarte mândru de... Ești foarte mândru. Aceasta, da, de podoaba mea părosă. Ești mândru de podoaba ta capilară, nu? Bun, prieteni, acum am ajuns cu toții la cazare și o să închei aici acest daily vlog, așa că poate mâine o să fie o zi mai frumoasă ca să putem să facem și plajă, dar până data viitoare vreau să știți că voi sunteți cei mai tari și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!